Săptămâna trecută, pe masa Comisiei de Disciplină și Etică din cadrul Federației Române de Fotbal a ajuns autodenunțul arbitrului Andrei Moroiță, cu privire la faptul că jucătorul mușcelean Alexandru Lulea i-ar fi cerut să avantajeze gazdele întâlnirii de la Roșiori în jocul cu Vișina Nouă 3-0. Conform Gazetei Sportului, Alexandru Lulea a negat toate acuzațiile aduse de către centralul Moroiță, declarând că respectiva discuție s-a rezumat doar la o simplă conversație, în care i-ar fi cerut să arbitreze corect. A fost o caterincă, domne, nu mai aveam nicio treabă cu cei de la Câmpul Lung, fusesem suspendat în urmă cu câteva etape și apoi scos din lot. În ce calitate să-l abordez pe Andrei? Noi vorbeam săptămânal, aveam glumele noastre, nu știu ce l-a apucat să mă bage la înaintare. I-am zis doar, frate, vezi să fii corect acolo. Joi, Alexandru Lulea a fost prezent în cabinetul lui Costin Negraru, ofițer de integritate în cadrul Federației Române de Fotbal, acolo unde a dat o declarație cu privire la acuzațiile ce i se aduc. Alexandru Lulea va compărea săptămâna viitoare în fața federalilor de la Comisia de Disciplină și Etică, în care va fi audiat în acest caz. Tot joi, unul dintre secunzii echipei Mușcelul Câmpul Lung, Ovidiu Tică, a ținut o conferință de presă în care și-a expus punctul de vedere cu privire la acest caz, delimitându-se totodată de jucătorul incriminat. În urma articolului apărut în Gazeta Sportului legat de jucătorul nostru, Alexandru Lulea, vreau să facem câteva precizări. În acea anchetă sau acea convorbire pe WhatsApp sau unde a avut loc, că nici noi nu știm ce s-a întâmplat exact, clubul se delimitează și nu are absolut nici cea mai mică treabă cu acea problemă apărută în ziar. Ce știm, a fost o convorbire probabil privată, o să aflăm și noi în cursul zilei de astăzi, probabil, sau în următoarea perioadă, dar atât comisiile de la federație, atât știu Federația Română de Fotbal, nu incriminează și nu a implicat cu niciun fel activitatea sau clubul nostru în acea anchetă. Mai mult, oficialul mușcelean a prezentat în fața mass media un document din care reiese că Alexandru Lulea a fost pus pe liber încă din data de 21 mai, imediat după incidentele de la finalul întâlnirii de la Câmpul Lung dintre Mușcelul și Chindia Târgoviște, scor 1-2. După acea partidă, Alexandru Lulea, Cătălin Toader și Mihai Băduleanu au fost suspendați de către Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal câte 4 etape și amendați cu câte 2300 de lei fiecare.